Nu știu ce pronostic. Rapidul câștigă cu 1-0. Pentru că Rapid e o echipă de forță care joacă și poate câștiga și la Astra, așa cum a câștigat în alte confruntări. Dar și dumneavoastră un pronostic pentru Steaua Petrol România? 1-1. Mulțumesc. Acum a câștigat un meci important cu echipă foarte bună aici, acasă. Și nu multă echipă se poate castiga aici. Și suntem conștienți că am trecut peste un meci foarte, foarte greu, poate, nu știu dacă cel mai greu, dar unul dintre cele mai grele din acest final de campionat. Toată lumea suspectează pe toată lumea de blat. Hai să fim serioși, Rapidul nu a făcut niciodată, nu face și nu va face, este o echipă curată, de-aia avem curajul să mergem cu capul ridicat și să ne uităm în ochii oricui întotdeauna. Au fost fel și fel de discuții contradictorii, au fost presiuni care s-au pus asupra meciului. Dar noi suntem o echipă matură, o echipă care nu ne abatem de la drumul nostru și mergem în continuare în față, indiferent de discuțiile care apar. Pentru mine nu există acest cuvânt, deci nu vreau să vorbesc. Vorbiți cu cei care spun acest lucru, pentru că știți dumneavoastră, hoțul strigă hoții.